Problemele financiare grave de la centrala electrică de termoficare Arad ar putea lăsa orașul fără apă caldă și căldură peste doar câteva zile. Aceasta este amenințarea firmei care are de recuperat milioane de lei pentru lucrări la CET. Antreprenorul care a construit cazanul de producție pe gaz anunță că după 15 martie pune sechestru pe instalații pentru că are de recuperat 20 de milioane de lei, reprezentând facturi restante de la sfârșitul anului 2014, când au fost încheiate lucrările, scrie aradon.ro. Directorul firmei a declarat că s-a discutat deja cu executorul judecătoresc, sechestrul fiind singura opțiune rămasă, pentru că, prin blocarea conturilor, la sfârșitul anului trecut nu s-a recuperat nimic. Ultimele facturi trebuiau achitate în decembrie 2014, iar pentru că CET nu a avut bani, antreprenorul a inițiat un proces comercial pe care l-a câștigat în septembrie, astfel că în luna noiembrie 2015 a blocat conturile unității din Arad.